Vulpița a început un nou capitol din viața ei. Fosta soție a lui Viorel Stegaru și-a lăsat copiii și a plecat din țară. Fanii acesteia au fost extrem de surprinși atunci când au aflat că fosta partenera lui Viorel Stegaru a plecat din România și a început o nouă viață peste hotare, mai exact în Berlin. Iată ce a făcut-o pe să ia această hotărâre. Vulpița a devenit foarte cunoscută în rândul publicului larg, după ce și-a expus întreaga viață la televizor și a împărțit țara în două tabere, cei care i au plâns de milă și cei care au criticat-o dur. De atunci viața ei s-a schimbat radical, pentru că s-a despărțit de soțul ei, Viorel Stegaru. A făcut încă doi copii, iar după câteva dezamăgiri în dragoste a renunțat la viața de la Blăgești și la sei trei copii ai soi. Acum, Veronica a plecat din țară, mai exact în Berlin, acolo unde pare că va pe un nou capitol. În trecut, aceasta povestea că și este să meargă la muncă pentru a-și crea un trai decent. Momentan, Vulpița doar a făcut publică o fotografie din noul oraș în locuiește, însă nu a dezvăluit nici cu cine a plecat și nici cât are de gând să stea acolo,